Bună ziua! Numele meu este Ana și sunt sora lui Andrei. Îmi doresc să ajung acest mesaj la fratele meu Andrei. Vreau să încep prin a spune că sunt foarte dezamăgită de tine. Atât eu cât și restul familiei. Faci exact cum ai făcut în fosta ta relație. Vorbești de căsătorie și de iubire după 3 zile, în loc să o cunoști mai întâi. Să vezi ce fată este dincolo de ambalaj și să vezi dacă aveți aceleași țeluri în viață. Cum să vorbești despre căsătorie și iubire după 3 zile? Sunt foarte dezamăgită. Cum să permiți Anei să-ți arate degetul mijlociu? Cum să o las să zică că ești dracul? Într-o conversație cu Alina, această domnișoară, Iana, te-a numit dracul, doar că în limba rusă. De când e în top și de când primește cadouri, este schimbată. Își permite să facă figuri, se strâmbă și dă ochii peste cap când mama noastră își dă cu părerea. Mama ta este acolo să-și dea cu părerea, nu este pe post de bibelou. Cum să zică că dacă faceți copii, nu-i lasă să-i vadă și să-i cunoască mama ta? Iar tu îi zâmbești și îi spui că măcar poze ai voie să ne trimiți? Veșnic este nemulțumită de tine, vorba mamei. Ar trebui să stai veșnic cu capul plecat în fața ei. Ce ai ajuns? Ai ajuns în ultimul hal. Ești de râsul lumii normale, iar în fața nebunelor sunteți frumoși, pentru că te călărește non-stop. Grupul vostru comun o jignește pe mama și o fac în ultimul hal și pe tine la fel. Ele susțin Iana, nici de cum pe tine. Pe tine te fac în tot felul. Am dovezi și le vei vedea acasă. În ceea ce ține trecutul Ianei, sunt fără cuvinte. Nu mă pot exprima. Ți-ai luat ce a mai rămas. Fix așa pare. Sau ești și tu jucător, așa ca toți ceilalți? Te vin și tu pentru un buchet de flori? Tu chiar nu vezi că în afară de atracția sexuală nu aveți nimic în comun? Tu nu vezi că ai devenit cățelușul ei? Când vrea te ia, când vrea te aruncă. Sau vrei să devii și tu de râsul bărbaților, acceptând toate ifosele Ianei? Tu ai crezut că acel iubit al ei a dus-o în atâtea țări și în așa lux ai fost mândru să vezi o parte din postările ei pe rețelele de socializare? Afară vei vedea și vei auzi și adevărul. Mândru să ai așa o femeie materialistă, escortă pentru interlopi, diplomați și bogătași din Rusia? Spune-i să-ți povestească cu ce fel de bărbați a umblat și în ce mașini s-a plimbat, în ce hoteluri a dormit și cu cine a dormit. Spunea că bărbatul ei a avut situație financiară și a dus-o în vacanțe de lux. Trebuia să recunoască că bărbatul alteia, nu al ei, iar în alte vacanțe a fost plătită ca și escortă. Așa zisul fost iubit al ei caută pe rețele escortă pentru vacanțe de lux. Dacă ea este la mireasa pentru afirmare, ce să facă și el? Caută să angajeze alte escorte. Și să nu te aucă, trecutul e trecut. Trecutul ne definește în prezent. Măcar ai bunul simț și nu mai permite să fie jignită mama ta de una care nu a făcut nimic în viața asta în afară de a întinde mâna. Veșnic îi bagi pumnul în gură mamei. A ajuns să se simtă mai tot timpul rău din cauza că ești orb. Când naiba vei realiza că ești doar o jucărie pentru iubita ta și o lipsă de ocupație ca să treacă timpul mai repede în casă? Șervețelul ei deja ești, încă puțin și devii mopul ei de șters pe jos. Toate cuvintele tale și sfaturile pe care le-ai dat unora din casă sunt anulate prin atitudinea ta de cățeluș. Nu vreau să mai aud niciun cuvânt din gura ei la adresa mamei, că trec prin TV la ea. Rămâi cu prefăcuta ta și cu nebunele tale care încurajează această relație care nu o să ducă afară la niciun viitor împreună. Iar tu, mamă, te rog să-i lași în pace, să nu-i mai spui absolut nimic. Abține-te să-ți mai dai cu părerea, pentru că afară fanele ei te fac în toate felurile. Lasă-l să se convingă singur că eu sau tu niciodată nu i-am vrut răul. Nu mai vorbi nici cu bunii nimic de ea, nu-i mai dai importanță. Las-o să fie importantă pentru fratele meu care e orb și fără principii. După difuzarea acestor informații și opinii, primele reacții apăreau în direct din partea lui Andrei, a mamei lui, dar și a Ianei. Bun, acum eu nu știu de unde are sora ta aceste informații legate de Iana. Și eu nu am nicio certitudine că ar putea fi spuse de către sora mea. Da. Plus că sunt... Andrei a spus că nu e sigur că acest mesaj vine de la sora ei. Ba, da, eu cred. Cred pentru că aceeași păreri o spun și eu. Și ea ne cam avem în comun. Eu cred. Iana, ți se aduc niște acuzații grave. Eu cred că sunt informații care circulă pe grupuri. Ce pot să spun? Chestia asta poate să fie verificată. Nu știu dacă... am făcut ceva de genul, era să fie dovezi. Site-uri de escort, acolo pot să mă vezi, cred că și cu poze și cu toate cele. Le-a supărat foarte tare, a supărat pe familia lui Andrei, faptul că tu ai spus că o să-i faci, faci copii și că nu o să-i lași să... A fost vorbe spuse la nerv. Normal că am discutat și cu Andrei despre chestia asta. Nu țin rău în general la oameni. Pot să zic ceva la nerv, dar nu înseamnă că toată viața mea o să... Nu
știu, cumva să vorbesc cu persoana, să mă gândesc că persoana și-a vreodată mi-a făcut rău și eu o să fac lui rău. Și dacă Andrei avea dubii în privința mesagerului, sora lui avea să-i confirme telefonic că scrisoarea a venit de la ea. Tu ai scris acest mesaj pentru Andrei? Da, eu am scris acest mesaj pentru Andrei. Sigur. De nu știu unde? De ce este atât de surprins, pentru că asta circulă pe grupuri și avem și niște conversații, am vorbit cu niște cunoscuți de a Ianei și prin telefon și prin mesaje. Și ne-au dat niște detalii care ne-au lăsat șocați, niște nume mai exact de bărbați potenți financiar și să-i spun Ianei că nu am cum să am eu dovezi, pentru că lucrurile astea s-au întâmplat în străinătate, doar persoanele care au făcut aceleași lucruri ca și ea, nu știu, care o cunosc. Eu nu am de unde să aflu aceste informații. Da, altfel spus, voi nu credeți în sinceritatea acestei relații și în sinceritatea sentimentelor ei față de Andrei? Nu, nu credem. Nu are sentimente. Nu știu ce încearcă ea să facă, nu știu ce vrea. Îmi pare rău de el că a căzut în mrejele ei, dar asta e. Andrei, mi-am spus părerea. Dar nu vreau să comentez nimic. Pur și simplu și eu sunt dezamăgit, chiar sunt foarte dezamăgit, pentru că pur și simplu, în loc să vă concentrați pe familia voastră și pe copiii voștri, hai, te rog, dați curs la, nu știu, la niște... Nu aveți nicio confirmare. Nu dă nimeni curs la nimic, stai liniștit, și Andrei. Luați conversații cu nu știu ce persoane, o să intrați în alte probleme, eu nu înțeleg de ce. Până la urmă nu m-am căsătorit, n-am copii. Sunt făcute de lângă tine, sunt faptele ei, stai liniștit. Dacă ești așa de legat la ochii că să nu vezi aceste lucruri, e fix treaba ta. Măcar mi-am spus punctul de vedere al meu, al familiei tale, pe păi care să-mi scrii mie personal, că nu te-a ajutat așa și că ai fost singur. Singur n-ai fost niciodată, da? Nu te mai victimiza, te rog frumos. Așa e, mă. Dacă erai singur, nu cred că erai ce ești acum. Stai liniștit. Vreți să-i spuneți ceva Ioanei, doamna Miara? Da, ești de părere cum gândesc și eu, Ioana, la fel. Ești datoare ca soră, ți-ai făcut datoria, eu ca mamă la fel, exact. Să lăsăm în pace, să-l facă ce vrea el. Este alegerea lui Ioana, mamă. Te rog să fii puternică și să nu te mai consumi, să nu te mai văd plânsă și așa cum te-am văzut acum, da? Da, ai văzut și tu motivul de care a făcut să-l plâng. Dar lasă. După acest apel s-a lăsat o liniște mormântală. Atât Iana Andrei cât și doamna Mioara rămâneau tăcuți, fiecare cu gândurile sale. Probabil că a fost o zi foarte grea pentru fiecare dintre voi și aș vrea să înțeleg ce a fost în sufletele voastre și cum tranșați situația asta, cum o vedeți de acum înainte. Încrezători. Încrezători cum? Mergând mai departe, nu? Cum? Că împreună. Mai departe oricum mergem, Andrei. Mergem mai departe împreună, normal. Pur și simplu sunt de părere că a fost poate mai, nu vreau zic dureros, că a fost și dureros, deranjant. Ce te-a deranjat? Cumva a fost pusă în situația în care sora mea să repete ce se vehiculează pe afară, noi habar n-avem și poate ar fost mult mai ușor de digerat atât pentru mine cât și pentru mama, dar mai mult pentru Iana mă gândesc eu, dacă ar fi fost din partea, nu știu, unui anonim, unui susținător, un telespectator sau ceva. Asta făcea diferența din punctul meu de vedere. Păi da, da, știi cum e, că acuzațiile până la urmă și din partea unui anonim și din partea ei, ei sunt aceleași. Păi da, da, acuzații fără dovezi devin cum? Aberații, nu? Uh-huh. Păi și cu ce mă încălzește pe mine? Da, vezi că sora ta le-a dat valoare de adevăr și a venit în discuția cu tine spunând, ea face asta, ea s-a dus acolo, ea s-a văzut cu bărbați. Și eu pot să-i schimb trecutul? Da, la ce trecut te referi? Nu, ca idee, poți să schimb dacă ea a greșit în trecut, da? Pentru că e omenesc să greșești. Dacă ea, să presupunem că a făcut aceste greșeli sau poate unele din ele, eu ce pot să fac? Să pun la zid? E lângă tine, adică... E lângă mine, tocmai, eu accept omul din ziua în care l-am cunoscut și dacă... Dar tu crezi că ea a făcut toate lucrurile astea în trecut? Nu. Clar, nu există păduri fără uscături. Cu siguranță a greșit și ea, dar nu vreau să cred și nici nu mă gândesc atât de departe că... Și dacă ar fi așa, dacă ar fi adevărat. Și dacă ar fi așa, ce pot să-i fac eu? Dacă pe mine mă face liniștit, mă face să mă simt bine, ce mai contează ce a făcut? Da, știu, probabil se păi pune... Păi știu, dar sora ta la un moment dat a spus să mă lași cu trecutul, să nu mi-aduci... că trecutul nu contează. Zicea ceva de genul, da, trecutul ne definește... Cumva afectează prezentul. Uh-huh.
Păi afectează prezentul dacă vrem noi să facem asta. Iar eu personal nu vreau să fac asta. Nici eu nu sunt sfânt, nici eu nu sunt perfect. Și eu am greșit. Tu ce părere ai? Ai tăcut și ai băut, ai sorbit din paharul ăla cu apă? E clar că nu ți era sete. Da, mi-a fost rău. O leac. Da. Ce poți părere să am? Nu știu ce să zic în această situație, pentru că pentru mine eu știu... E adevărat, nu e adevărat? Nu, asta trebuie să... Nu e adevărat, evident. Nu am făcut escort, nu era să mă bag aici, dacă era să fac chestii de genul. Am spus când era cazul că da, am avut relația cu bărbat mai mare și e treaba mea ce am avut, da, cum am avut și așa. Ce văd de afară, cum noi construim cu Andrei relația, cum el se comportă cu mine, cum eu mă comport cu dânsul, da, ne vedem noi la televizor. Dar de ce crezi că nu plac atât mama ta, cât și sora ta? Adică hai să dăm cărțile pe față, că nu stăm să ne ascundem după degetul Andrei. Nu se ascunde nimeni, doamna Gabriela. Eu sunt un om cât se poate transparent. Probabil... Mie mi se pare o fată drăguță, mi se pare că tu ești îndrăgostit. Asta e clar și eu sunt de aceeași părere, că dacă nu eram, nu eram lângă și ea. Și nu mi se pare că ai cules ce a rămas, ci tocmai mi se pare că ai stat și ai așteptat și ai luat doar atunci când ai simțit tu că e exact ceva ce... Pentru că a reușit să-mi trezească mie o coardă, poate... nu? Asta e normal? Poate greșesc eu, nu știu. Nu, nu greșesc deloc. Ca să vă răspund la întrebare, consider că ce ar putea fi deranjant sau nu știu, mai degrabă intrigant pentru familia mea, cum că ea a avut o viață de lux. Cum nu toți, cum nu mulți și-o permit, dar nu... Nu cred că e vina ei dacă a întâlnit un bărbat pe care poate l-a iubit. Noi nu știm. Personal nici nu mă interesează și a fost așa ca bonus să aibă și o viață financiară bună. Eduard. Da, două lucruri. Unul e minge la fileu de la episodul cu doamna Dana și cu Leo. Am avut un deja vu și eu. Da? Eu vreau să înțeleg și aici aș întreba pe doamna. Vreau să rămân în echilibru, dar am această curiozitate. Noi ne interpunem în relații de genul ăsta pentru că avem senzația că la un moment dat copilul nostru va avea de suferit și eu vreau să-l protejez. Dar în mod direct, până să ajung acolo, eu stric relația cu el, fiind mai catolică decât papa. Înțelegeți ce vreau să zic? Da, înțeleg. Deci, dacă de asta îi vreți atât de mult binele, da? Și admir chestia asta, da? Păi sunteți dispusă să scurtați drumul și să stricați relația cu el dinainte, să presupunem că ar avea 1% șansă ca Andrei să reușească să armonizeze relația asta, așa cum este Iana. Eu nu pun etichete. Să presupunem că aveți dreptate și Iana are niște valori ușoare în viață. Vrea doar bărbați cu bani, vrea, dar să presupunem că e ca dumneavoastră. Poate să existe măcar 1% șanse ca Andrei să ofere niște lucruri în compensare cu partea materială și să facă un cuplu armonios la un moment dat? 1%. E posibil? Da, bun. Și atunci, dacă există această minimă șansă, de ce alegeți dumneavoastră și sora de acum să dați pronosticuri, să puneți etichete și să stricați relația cu el, că dumneavoastră vreți să-l protejați, să nu devină supărat, trist și așa mai departe. Dar o faceți dumneavoastră în prima fază. Eu, așa este, da. Bun. Adevăr. Acum, și dumneavoastră aveți dreptate. Sunt părinte și înțeleg chestia asta. Mi-e teamă de valorile cu care copilul meu vine în contact, poate să fie. Total de acord. Și tocmai de aia vă îndemn la echilibru. Stați la jumătatea drumului. Adică, nu fiți așa de vehementă cum este fiica dumneavoastră, cu tot respectul, și dați rolul nostru de părinți după anumită vârstă, e să fim acolo indiferent ce s-ar întâmpla. Și mai e o întrebare. Își poate permite, chiar și, nici nu știu, sora este rudă de gradul 1, nu? Da. Își poate permite chiar și o rudă de gradul 1 să fie atât de... Acum depinde care e relația din familia lor. Dacă sunt uniți, total de acord. Pentru că am văzut două tipuri de surori și două tipuri de atitudini masculine, de frați. Da. Pe de o parte pe tine, care ai tăcut și cumva ai respectat-o pe ea ca femeie, ca atitudine, ca ce a spus. Și am văzut ce s-a întâmplat cu Perneș în momentul în care sora lui a intrat și a vrut să-l amendeze puțin. El imediat s-a aricit și i-a zis, păi oprește-te. Mai am 20 de secunde să Da, te rog.
vreau încă o dată să admir atitudinea lui. Uh-huh. Și dumneavoastră ar trebui să vedeți că tot, indiferent, el își asumă. Este irelevant în casă. Tu nu ai informații despre Iana. Tu poți să greșești. Cu tot respectul și cu dragul, eu am vorbit cu ea mod direct. Ea poate să aibă alte valori. Vine din altă țară, da? Dar faptul că ți asumi și că ești bărbat și te bazezi pe capacitățile tale, eu te admir și te felicit. Și da? Mai am, dacă îmi dați voi, doamna Mioara, mai e o chestie. Mi se pare că îl subestimați pe băiatul dumneavoastră. Poate o să fie milionar, doamna Mioara. Dar poate nu e vorba doar despre exact. Asta. Bravo. Nu, da. Dar nu e vorba. Păi nu e vorba doar despre bani, asta. Adică, da. Un pic, dar punem o fată la colț pentru niște poze de pe Instagram, dar ne-a luat capul pe toți. Corect. Chiar în halul ăsta. Dar cine pune poze în care mănâncă pâine cu pateu? Spune-mi dacă pune cineva poze când mănâncă. La toți suntem minunați, extraordinari și instagramabili. Are și ce să pună, nu? Nu? Ar fi păcat să nu o facă. Pună. E o femeie frumoasă. Exact. Trebuia să spună nu, probabil că mă repet, trebuia să spună nu atunci când iubitul, partenerul, prietenul, nu știu, i-a oferit o vacanță undeva. E cum? Doamna Mioara, da. Până la urmă, dumneavoastră, de ce? Puteți să ne spuneți ce nu vă place la Iana? Indiferent de situația care și de cuvintele care mi le-am spus, mi le retrag de acum. Dar nu e vorba de retras, nu. Da, stați, adică doamna Mioara, că nu e vorba. Andrei, nu da. E vorba despre asta, doamna da. Mioara. Este vorba despre faptul că e de neînțeles că dumneavoastră v-ați supărat de chestia aia care, mă rog, a luat o gura pe dinainte pe Iana și a zis, voi fac copii și nu vin să vi aduc. Dar nu vă supărați pe mine. Dacă ea face copii și dumneavoastră sunteți cu gura mare și cu gura pe ea, normal că nu o să-i facă plăcere să vină la dumneavoastră. Adică trebuie să vedeți și da, să ajungem până acolo. E mult mai da, nu, da, asta zic, adică să vină. Și orice ar fi, există două șanse. 50-50. Șansa în care Andrei să aibă, să facă un cuplu minunat cu Iana, să rămână și să fie sau fericit. Nu. Și șansa în care varianta în care neșansa, dar varianta în care să nu rămână împreună, nu știu, să se mai întâmple lucruri și din care fiecare să învețe câte o lecție. Cât timp există un motiv, există o speranță de a lupta, nu? E logic. Și care e motivul, Andrei? Motivul e că îl știți cu toții, nu trebuie să-l mai spun. Țin dar foarte mult la ea și chiar mă văd departe cu ea, indiferent. Asta vreau să văd din partea ea, asta am încercat să-i spun chiar și în pauze. Atâta timp cât vor mai veni, probabil, și nu e ca și cum eu pot să o protejez de asta. Și dacă familia se opune? Dar vine o vreme când va trebui să lași pe mama și pe tatăl tău să pleci în lume și să-ți faci propria familie. Dar eu sunt de părere că dacă ei vor vedea în noi bine, dar vor vedea fericire, cu siguranță vor fi și ei, chiar dacă la început, probabil n-au fost de acord, doar pentru că au văzut niște lucruri, pentru că se vorbesc anumite lucruri ca afară, habar nu am, și probabil și dacă vom ieși de aici, se vor mai vorbi. Asta ce înseamnă? Că eu trebuie să dau curs sau uite, trebuie să mă încarc? Uite, ce-ți propun eu? Dacă ești cu adevărat afară, așa nu? Cum... Nu. Să încerci în următoarea perioadă, fără să exagerezi, să faci aceste două femei să-și povestească lucrurile. Poate nu se cunosc. Poate mama ta ar trebui să aibă răbdare să o cunoască pe Iana și viceversa. Fac asta și sunt de părere că sunt de același pol. Asta le spuneam până să intrăm aici. Eu v-aș ruga da. Măcar să înțelegeți, să o ascultați și să vedeți totuși cum gândește, ce povestește. Și după aia să vă luați. Da, mai avut discuții, da, cu dânsa. Dar deschise. Bineînțeles. Bine. Eu cred că în momentul în care, dacă relația lor va merge, temerile se vor duce în ceea ce privește pe doamna Mioara. Sau nu? Indiferent de situație, eu trebuie să las de la mine. Vorbim despre siguranță. Nu e vorba că trebuie să faceți ceea ce simțiți. Corect. Dar în același timp să fiți și nu cinstită. Nu mai fac ce simt eu. Să-i fie bine. Păi de ce? Nu, mai gata, știu și păi asta. Se aplică ce a spus domnul psiholog. Lasă-mă, te rog frumos, să gestionezi așa situația așa. Cum știu eu, indiferent dacă fac bine sau nu. Mi-am spus și îmi asum și riscul de a suferi, e normal. Nu vreau să am eu reproșuri pe mai departe, corect. Niciodată. Da, eu sunt curioasă ce ar spune mama Ianei. Că... Din păcate, mama Ianei vorbește rusă și ne-ar fi un pic, da. Cum un pic peste mână. Copilul. Că și Iana este copilul cuiva. Cu siguranță nu i-ar veni bine. M-am pus în situația ei. Cu siguranță nu i-ar veni bine. Da. Andreea, sigur au fost reacții multe din partea celor din social media și a telespectatorilor în general. O să te rog să le dai citire.
Sunt un cuplu frumos. Sper să rămână împreună. La nervi se spun lucruri urâte pe care le regreți. Familia trebuie să susțină ce-și dorește Andrei pentru că el își asumă. Așa a spus. Toate gândurile bune se îndreaptă către Andrei și Iana. Eu susțin acest cuplu. Am spus de la începutul relației. Nu vor fi împreună în veci. Andrei, un sărac cu vorbele la el. Atât. Când chiorăie mațele, vorbele nu fac doi bani. Iana o puștoaică în dorința de parvenire. Sunt minunați împreună și familia nu trebuie să se bage. Sora lui Andrei să-și vadă de familia ei și dacă este ceva în neregulă cu Iana, cu siguranță când vor ieși afară, se va vedea. Până atunci, să-și trăiască iubirea. Poate devine enervantă. Însă Andrei s-a întâmplat să se îndrăgostească prea repede. Fără să știe ce hram poartă Iana, nu va putea să o educe el acum. Este o persoană care nu știe decât să o atace pe doamna Mioara. Dar nu este vinovată doamna Mioara de trecutul ei. Cei doi chiar se iubesc și o sper să demonstreze asta, fiind până la capăt unul pentru altul. Cât despre mama și sora lui Andrei, poate că ar fi bine să le acorde puțin credit, măcar până la proba contrarie. Le mulțumim frumos! Eu aș vrea să zic că țărac și gheorță e mațele cine a scris ură rău de tot.